Mă bucur mult că sunteți azi cu noi. Eu am să citesc numai câteva cifre. Noaptea de 5-6 iulie 1949, 11.293 de familii, 35.796 de oameni, 9.864 de bărbați, 14.033 de femei și 11.889 de copii. Cifre care în istorie sunt sub o singură frază, al doilea val de deportări. Sau, cu alte cuvinte, continuarea calvarului populației românești din spațiul dintre Prut și Nistru, Basarabia, care a fost instituit aici, în acest spațiu, acest calvar, de către așa numiți eliberatori sovietici, care au întreprins mai multe măsuri, din punctul lor de vedere, de a extermina populația locală, de a o face să se teamă. Și toate acestea au luat început la 28 iunie 1940, când a avut loc raptul teritoriului românesc dintre Prut și Nistru. Ne-am adunat astăzi aici ca să comemorăm, să ne aducem aminte de acel calvar care a avut loc în acele zile și într-un fel oarecare să nu permitem să se mai repete așa ceva pe acest pământ al nostru. Îi dau cuvântul, îi permit domnului părintelui Pavel pentru a făptui un mic tedeum în amintirea acelor care au suferit în acele zile negre pentru ei. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, Carele pretutinești și toate le binești. Fericire a dormit sau mutat Domnului, să ne rugăm. Pentru pururea pomeniții robii lui Dumnezeu și pentru toți cei din veac adormiți în dreaptă credință, ctitori acestor sfintele cașuri rudenii ale noastre, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pe pretutindenea, pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, în deportări, pentru apărarea credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului nostru, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Pentru ca neosândit să stea la înfricoșătorul scaun al slavei lui Hristos Domnului, să ne rugăm. Pentru cei ce plâng și se chinuiesc și pentru mângâierea lor cea de la Dumnezeu Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să îndepărteze de la ei toată durerea, întristarea și suspinul și să sălășluiască unde strălucește lumina feței lui Dumnezeu, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să-i așeze sufletele lor în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, unde toți drepții să lășluiesc Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi și ei de chinul cel veșnic, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește!
Apără, mântuiește, miluiește și odihnește sufletele adormiților robilor tăi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, cerând pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că Tu ești învierea, viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă Ți înălțăm, împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântul și Bunul, și de viață Făcătorul Tău, Domn, acum și pururea și în vece, vecilor. Slavă Ție, Dumnezeule! Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, eroi, ostași și luptători din toate timpurile și din toate locurile, și pentru cei ce au fost deportați pe nedrept din casa lor, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde toți drepții se lășluiesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem. Da, Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul duhurilor și al tuturor trupurilor, care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii Tale, însuși odihnește, Doamne, și sufletele adormiților, robilor Tăi, eroi, ostași și luptători din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, în deportări, pentru apărarea credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului nostru și pe toți cei ce au fost deportați pe nedrept din casele lor, și pe toți cei ce se odihnesc în cimitirile orașului acestuia, așteptând în cea de-a doua venire, și pentru casă, și pe toți cei din neam în neam, din veac, din veac, din rudele noastre, odihnește-i, Doamne, în loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le! Că numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea, viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă Ți înălțăm, împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vece, vecilor. Odihnește-i, Doamne, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată întristarea, durerea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Dumnezeu să ierte. Că numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea, viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă Ți înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vece, vecilor. Domnului să ne rugăm! Doamne,
Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta ce de negrăit ai zidit pe om din țărână și întocmindu-l după chip și asemănare l-ai împodobit cu înfățișare și frumusețe ca pe o cinstită făptură cerească, spre măreția și spre strălucirea slavei și a împărăției Tale. Dar El, căzând cuvântul poruncii Tale și nepăzind chipul Tău de care era învrednicit, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte din iubire de oameni, ca un Dumnezeu al părinților noștri ai poruncit amestecului și împreunării acesteia negrăite legăturii Tale prin vrerea Ta cea dumnezeiască să se desfacă și să se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde și-a luat ființă până la obștească înviere, iar trupul să se desfacă în cele din care a fost alcătuit. Ție ne rugăm, Părintelui Celui fără de început, unuia născut Fiului Tău și Preasfântului de o ființă și de viață Făcătorului Tău Duh, să nu îngădui ca făptura Ta să fie înghițită de pe ire, ci trupurile să se desfacă în cele din care au fost alcătuit, iar sufletele lor să se așeze în ceata dreptilor. Așa, Doamne Dumnezeul nostru, să biruiască mila Ta cea neasemănată și iubirea de oameni cea neasemănată și de au căzut robii Tăi aceștia sub blestemul Tatălui Său sau al Maicii Sale sau sub blestemul Său, de au omorât pe vreun preot ce au luat de la el legătură nedezlegată, de au căzut în grea furisire de la arhiereu și din nepăsare sau din ledevire n-au dobândit iertare. Iartă-i pe aceștia, prin mine păcătosul și nevrednicul Tău slujitor. Trupurile lor dezleagă-le în cele în care au fost alcătuite, iar sufletele lor rânduiește-le în cortul sfinților. Așa, Doamne Dumnezeul nostru, care ai dat sfinților Tăi ucenici și apostole această poruncă ca să dea iertare păcatelor zicând, oricâte veți lega și veți dezlega să fie legate și dezlegate, și prin ei și nouă, deși suntem nevrednici din iubirea Ta de oameni, ne-ai dăruit această putere. Dezleagă pe toți adormiții Tăi cei deportați și pe toți din neamul nostru din veac în veac, din păcatele sufletești și trupești, și să fie iertate în veacul de acum și în cel ce va să fie, pentru rugăciune pururea Fecioarei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Într-un numele Domnului, prea cucernice, Părinte, binecuvintoasă! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, pentru rugăciunile sfinților voievoși Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ocrotitorii țării noastre, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Nicolae și a Sfintei Mare Cuvioase Mucenițe Evdochia și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru fericita adormire veșnică odihnă fă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, cei ce-au fost deportați, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire. Pomenirea lor din neam în neam și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Sufletele lor cu dreptii se va sălășlui și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Dumnezeu să iertă. Stimată administrație, astăzi întreaga noastră societate din Republica Moldova comemorează un eveniment și o lecție. Astăzi noi ne aducem aminte de demnitatea celor ce chiar și în trenurile spre Siberia nu au uitat de valorile lor.
Astăzi noi pomenim pe cei datorită căruia suntem în viață și încă suntem români și vorbim limba română aici în țară. Astăzi ar trebui să învățăm, indiferent de ce ni se întâmplă și indiferent de ce greutate noi avem în viața noastră, să promovăm adevărul și să spunem adevărul. Nu ar trebui pentru anumite binefaceri sau facilități să ne vindem identitatea, valorile, neamul și să uităm. Ar trebui întreaga țară astăzi să fie în doliu, deoarece acești deportați nu au avut nicio vină. Lucrând la anumite pagini pentru istoria acestui oraș, am identificat și listele celor deportați. Și nu am găsit acolo discriminare, că toți suntem într-o societate antidiscriminare, au fost deportați și copii, și bărbați, și femei. Nu s-a ținut cont de identitatea lor națională, nu s-a ținut cont de nimic. Și acest lucru s-a întâmplat doar pentru că au deranjat, că au fost diferiți. Dar ei ne-au învățat să spunem adevărul și trebuie să spunem adevărul. Povestiți-le copiilor și nepoților voștri aceste evenimente triste tocmai pentru a nu le repeta. Noi ca și omenire avem un defect mare. Nu învățăm din greșelile noastre și iar și iar le repetăm. De aceea trebuie să spunem cu voce tare ce s-a întâmplat și să-i aducem mulțumire bunului Dumnezeu și să rugăm să primească sufletele lor în cortul dreptilor. Să ne învrednicească bunul Dumnezeu pe toți să ne întâlnim în rai. Amin. Mulțumesc din suflet, părinte, ca să reîmprospătăm memoria, îl rugăm pe profesorul de istorie, domnul Gheorghe Șalaru, să ne ajute în acest sens. N-am să țin o lecție de istorie, că mi-ar fi trebuit 45 de minute. Dar aș vrea să vorbesc în câteva teze. Prima teză ar fi, să zic, Dumnezeu să-i ierte pe călăii poporului nostru. Dumnezeu să-i ierte pe victimile, jertfile, martirii, eroii poporului nostru. A ierta nu înseamnă a uita. A ierta nu ține... Noțiunea aceasta nu cuprinde și cuvântul repetare. A uita cuprinde și noțiunea de repetare. Noi trebuie să iertăm, dar nu avem dreptul să uităm. Că dacă uităm, avem toată probabilitatea să repetăm. Dacă nu noi, copiii, sau nepoții noștri. De aici m-aș adresa doamnei vicepreședinte, că nu văd aici pe nimeni de la Direcția de Învățământ, că poate ar fi bine că la anul viitor în școlile noastre să avem săptămâna deportărilor. Avem săptămâna Holocaustului. Avem săptămâna ajutorului internațional pe care noi l-am acordat Afganistanului, dar uite, nu avem o săptămână a deportărilor. Asta înseamnă că uităm. Ar fi bine să nu uităm de Holocaust, de evrei care au trecut prin acest infern, dar nu aveam dreptul să uităm de noi. Doi. Istoricii vorbesc, valul 1, valul 2, valul 3, spre poate că unii istorici care acum, conform unor autorități moderne, vreau să predăm și româna, poate că se gândesc ca istoricii să predeie și istoria. Și mai ușor să fie primul val, al doilea val. Eu n-aș scrie aici 1940
1949. Aș scrie 1940-1991. Deportările n-au avut valuri. 1, 2, 3. Un val a plecat, altul a venit. Asta e marea. Valurile permanent vin și se duc. Așa au fost deportările. Dumneavoastră credeți că primarul din Cimișlia, că directorul școlii din Cimișlia, că veterinarul din Cimișlia, că avocatul din Cimișlia, notarul din Cimișlia, în 28 iunie 1940 au așteptat până la 13 iunie și nu au fost ridicați? Nu. Ceea ce ne arată nouă la Bucea, gropile din var, 500 de oameni morți, asta a fost peste tot la noi aici. Iar despre ei noi nu știm nimic aproape, că sau știm foarte puțin. Eu am încercat să găsesc cine au fost deportați în Gradiști și pe monumentul, pe placa care este în Gradiști, nu am scris familia Lungu, a fost primul primar. Apropo, bunelul, fostul profesor de educație fizică. El nu a fost ridicat în 13 sau 14 iunie. El a fost omorât în primele zile și nimeni nu știe unde este îngropat. Nemții din Blumenthal, satul dintre Hârtop și Lopatnic, unde trăiau în Hârtop români, iar în Lopatnic ucraineni, Marienfeld, care trăiau alături de elbujeni, Ecaterinovka, în 1940, n-au așteptat 41, ei au fost deportați în Reichul lui Hitler. Majoritatea din ei nu doreau. Majoritatea din ei și-au lăsat aici casele, averile, pământul, ceea ce ei au agonisit pe parcursul la multe generații, prin multă muncă și aspirație. Primul val care noi vorbim despre 41 a fost un val al intelectualilor. Cei ce n-au reușit să fugă, pe cei care n-au reușit să-i omoare, i-au ridicat. Foști profesori, foști activiști de partide, specialiști, lideri de opinii, cum am zice noi astăzi, oamenii care gândeau. Astăzi noi vorbim despre 75 de ani de la deportările din 49, care au fost deportări mai mult într-un stil economic, fiindcă avea loc colectivizarea. 1949, cei de jos trebuiau să raporteze că toți doresc să intre în colectivele, colhozuri. Procentul era mic, numai 32%, și atunci, pe parcursul la câteva luni, au cerut ca să fie deportați cei care se împotrivesc. Dar cine se împotrivea? Cine nu vroia să meargă să muncească în munca colectivă? Dacă m-aș adânci în istorie, noi suntem un popor de iubaci. Iubaci. Iubaci care am muncit cu ziua pe degeaba. Și atunci în mentalul nostru a rămas. Decât să muncim pe degeaba, mai bine nu muncim. Și noi vedem astăzi pe foarte multă lume care nu vrea să muncească deloc. Iar cei care vroiau să muncească au fost deportați. Peste 35.000 de oameni, nimeni nu mai poate să spună exact câți. 11.293 sau 11.178 de familii. E foarte greu de spus concret. Dar circa 11.000 de copii. Închipuiți-vă că astăzi în raionul Cimișlia noi avem circa 2.000 de copii la grădinițe și circa 5.000 de elevi în toate 56, sau dacă greșesc, de instituții de învățământ. Adică cam de două ori mai mult decât există astăzi în Cimișlia au fost deportați copii. Mulți dintre ei n-au ajuns. Desigur că nimeni dintre ei n-au avut nicio vină. A fost și așa numitul al treilea val spiritual, 1951, martorii lui Jehova. Fiindcă biserica ortodoxă
de atunci, deja era capturată și mai mulți preoți erau de fapt cu epoleți. Cei care au fost preoți au fugit, unii au fost omoriți, unii s-au conformat și au închis gura, alții au îmbrăcat sutana peste epoleți. După aceea am avut arcașii lui Ștefan sau multe alte încercări de luptă împotriva regimului. S-au umplut spitalele de psihiatrie cu ei. S-au închisorile. Deci deportările au avut loc din 40 până în 91. Care a fost scopul acestor deportări? Trei cuvinte. Decapitarea, dezrădăcinarea și înfricoșarea. Decapitarea. Deci batem în cioban și turma se va împrăștia. S-au retezat capite, oamenii care gândesc, oamenii care au o opinie, oamenii care nu se tem să spună ce gândesc. Dezrădăcinarea. Cine suntem noi? De unde venim? Nu degeaba în Uniunea Sovietică, tocmai la 16 ani, când îți mâna pașaportul, atunci alegeai naționalitatea, etnia. Deci etnia nu era prin naștere, așa cum astăzi, dacă copilul s-a născut în Italia, el este italian. Locul de naștere sau sângele, acestea sunt două rădăcini a cetățeniei. Nouă ni se spunea la 16 ani, ce alegi? Desigur că mulți alegeau în loc de român moldovean, unii chiar alegeau rus și școala rusă avea circa 1000 de elevi, dintre care mai mult de jumătate erau români, dar care alegeau ca pașaport, în pașaport să fie scris rus. Și vorbea rusește, gândea rusește. Aceasta înseamnă dezrădăcinare. Și înfricoșare, ca nimeni să nu zică nimic. Mi-aduc aminte de vorba unui publicist din Austria, care a trăit în timpul lui Hitler și care spunea în felul următor. Nu am să-l citesc, că poate nu țin minte exact. Când au venit și i-au luat pe comuniști, eu am tăcut. Când au venit și i-au luat pe evrei, eu tot am tăcut. Când au venit și m-au luat pe mine, nu mai avea nimeni cine să spune ceva. Și noi astăzi avem încă fără de legi. Democrația nu este un dar care este dat pentru totdeauna. Democrația este o stare, este un proces permanent și dacă noi, fiecare dintre noi, tăcem, ne umilim, răbdăm, plecăm capul, mă scuzați, aproape că paștim, asta înseamnă că, de fapt, am uitat, nu am iertat, dar am uitat deportările și avem toate șansa, toate șansele să le mai trăim încă o dată. Și cu asta termin. Dacă Putin ar fi intrat în Moldova, credeți-mă că avem foarte multe cozi de topor care vor face listele. Listele pentru decapitare, dezrădăcinare și fricoșare. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnul Șalaru. Nu uităm și vrem să confirmăm acest lucru ascultându-o pe doamna Ana Cabac, care a fost martor acestor zile negre pentru populația noastră în acele timpuri. Bună ziua, dragi și mușlieni! Mă uite-te, ani la rând venim aici și aceleași fețe parcă, aceiași oameni, parcă o sărăcit. Sau toți au plecat din Cimișlie și cu atâta lume a rămas Cimișlie. Ori atâta lume care
aici, numele cărora scrise. Nu mai au urmași, n-au nepoți, strănepoți. În inima cărora mai bate, mai se zbate încă o cărticică și din inima cărora. Să vină, să-i pomenească, să-și amintească. E trist, foarte trist, când ne părăsește memoria. Memoria, asta este arhiva nemuririi noastre. Ia nu uitați-vă. Interesant. Câtă arhivă avem noi aici, ia să uitați. Memoria există, nemuririi noastre. Eu nu știu, a stat vreo câteva zile aici, expoziția asta. Am mai studiat-o cineva sau nu, dar asta e istoria. Eu n-am vorbesc, că am mai vorbit și toți vorbesc despre calvarurile acelea. Mi-e foarte, ziua aceea, eu o țin minte că așa m-am trezit, așa era un soare, când pe vecinii mei, familia Tocaru și Jelihovski, ieșeau, erau în mașină, copiii, capul familiei Jelihovski, moș Ion și moș Vasile Tocaru, mai dinainte erau luați. Că, mă rog, să nu încurci, să nu amestece colectivizării, da. Și erau în mașină și eu i-am invidiat, că pentru noi mașina era o raritate, că noi când auzim la vârsta aceea mea de vreo 4 ani și jumate, păi știu că toți alergam la stradă, cineva striga cu naftanabil, era o raritate. Eu îi văd pe vecinii mei chiar în mașină, chiar i-am invidiat, deodată nu mi-am dat seama. Asta în primul rând mi-apare. Bine, am supraviețuit-o și pe asta. Puțini care s-au întors, puțini care au venit, dar noi, cei de azi, trebuie să ne informăm despre aceste evenimente. Și abia este destulă informație, dacă vrei, cunoști, da. Și să nu uităm acele zile groaznice pentru prin care a trecut anume Basarabia noastră, care, cum spune cronicarul, că era așezată în calea tuturor relelor, da. Soții, nu spun că dacă orbul bate până aude țipete, surdul până vede sânge, apoi băsărabenii au fost bătuți și de orbi și de surți. Încă da, cu tuzul ne jălea, adică am svăles ochi ca să vezi cu ce plânge. Așa, prin vremea celea, 1812, așa s-a exprimat. Mergem noi, ne-am pornit încet, dar vrem să ajungem în Europa, în marea asta familie europeană, care dăinuiește pacea, prosperitatea, dar câte râvnă Moscova luptă pentru asta, pentru a nu ajunge noi acolo. Dumneavoastră sunteți aici, suntem cu toți aici, sunteți cei care știți bine ce înseamnă Europa, ce înseamnă Uniunea Asiatică. Ce înseamnă dacă noi vom scăpa momentul acesta, din octombrie, evenimentul acesta mare, foarte, și care e crucial, un eveniment crucial în soarta Moldovei noastre, Basarabia. Atunci,
cum rămânea sub talpa tutarusului. Și a poților și-am lucrat, am prelungit să lucrăm pentru ce ca ei să aibă ce furat de prin bănci și de peste tot. Știți, eu spun că versus la cele care e vorba că Moscova ne trimit, cred că și-or ajunge, au căi, găsesc, acele peste 50 de mii, eu nu știu cum îi consideră voluntari sau cum, ca să ajungă la noi aici, să umble din casă în casă și să convingă pe oameni să nu să boicoteze sau să nu boteze pro-Europa. Da. Dar noi ce facem? Noi vrem în Europa. Dar ce facem noi pentru asta? Ca să ajungem în cor. Fiecare dintre noi ce face? Da? Sau cam să mânăm la acel domn care zice că tare se revolta în fața lui Dumnezeu. De ce el nu câștigă la loterie așa cum câștigă o lume întreagă? El l-a întrebat, bine, dar mă, ta ce ai făcut pentru a câștiga? Bilet de loterie ți-ai cumpărat măcar? Da. Apoi iată cam așa și noi suntem. Noi vrem în Europa, noi. Dar ce facem noi? Știți, chiar ieri, cu o grupă de inițiative, care mai de mult a dat startul, ne-am de înregistrare și ne-am întâlnit ieri cu jurnaliști cunoscuți, bine cunoscuți, în particular Alex Kozer, care ideea lui a fost că noi aici, peste tot, în localități, să creăm așa grupe sau campanie cetățeni pentru Europa. Așa denumirea are campania aceasta. Și să ne luăm poate înainte acelor 50.000 de din neimiți care ori veni să-i convingă pe cetățenii noștri să nu promoveze, să nu voteze pro-Europa. Noi trebuie ce? Noi de acum în Chișinău, cum vă spun, am pornit această. Am înțeles că pe unele locuri de acum s-au mai creat așa campanii. Cred că cimișlienii nu trebuie să rămână în urmă. Nu trebuie să rămână. Eu, dacă se va găsi cineva, voi lăsa aici un... Dar cred că cine citește ziarul de gardă, are să vedeți care sunt obiectivele acestei campanii. Da, fiindcă noi trebuie să lămurim oamenilor ce înseamnă referendumul ăsta. Asta nu înseamnă că ei toți, da, iară, pentru acei guvernanți, tot pentru acel președinte, nu mai duc. Asta nu, fiecare pentru noi, ca acela ce să ne cumpărăm singur bilet de loterie, să-l muncim în domeniul acela că toți să ieși, nu toți nu o să fie, dar cât mai mult, să depășim pragul minim de a promova acest, de a trece adică acest referendum. Vă mulțumesc! Vă mulțumim frumos, doamna Ana, și cuvânt îi să ofer președintele de onoare a Asociației Obștești, Societatea Istorică Ștefan cel Mare și Sfânt din Cimșlia, adică din raionul Cimșlia, doamnei Balmoș Anastasia. Eu voi vorbi foarte puțin, pentru că în 11 ani, două ori pe an, eu atât am vorbit și am spus aici că am impresie dacă publicul e același, cunoaște.
cunoaște fi de rost. Încă o dată nu mă vreau să accentuez că toată istoria din raionul Cimișlia, primul val de deportări, adică să încep cu aceea că iată acolo vedeți o expoziție, se numește Golgota Inocenților sau primii ani de stalinism în raionul Cimișlia. Și sunt indicate tot așa ca și pe monument, noi am considerat că nu în perioada aceasta au avut loc cele mai dramatice evenimente pentru basarabieni și pentru Cimișlie și de aceea așa și am numit și am arătat ce anume a fost în această perioadă. Deci sunt arestările din anul 40, cum numai a venit puterea sovietică, a început pe cei mai activi și cei mai cărturare oameni să-i aresteze. Primul val de deportări din 13 iunie 1941, războiul, prigonirea credinței mai încolo, foamea, sunt standuri, adică aparte, și al doilea val de deportări. Vă rog, chiar, noi am donat această expoziție muzeului, de două ori a fost expusă, dar cu părere de rău, grafic, au o vizita, au numai elevii. Ce tot nu e rău, dar totuși, poate vă întâlni acolo pe bunel, străbunel, pe vecin, pe consăvean, desigur că e o expoziție tematică de documente și fotografii. Nu poți acolo absolut tot material cât am eu, cred că foarte, 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 foarte mult, nu poți să-l expui. Da, sensul și niște lucruri se evidențează. Afară de aceasta sunt trei cărți care tot sunt despre Cimișlia, despre oamenii din care au pătimit din raionul Cimișlia. Și a treia carte, iată, recent a ieșit, Satul Vatra Străbună e despre satul meu, unde eu, în sfârșit, povestesc istoria neamului meu. Despre bunelul meu, care a fost ridicat, iată, la vârsta mea, la 73 de ani, nu se spune, la 73 de ani a fost ridicat bunelul, era imobilizat la pat, nu se mișca, adică, și patru soldați l-au pus pe un sol, și l-au dus la mașină militară și l-au aruncat acolo ca pe un gunoi. Un gospodar, iată așa au venit, unchiul, mătuș, așa mai departe. Desigur că am scris și despre tragedia primarilor care au fost exterminați. Doi primari din Hârtop au fost duși în lagăr și exterminați. Despre cei care au fost deportați în 49, 6 familii. Adică tema aceasta o continuă de acum în baza satului meu. Ce vreau să spun, să trag atenția de a mă obosit sunteți, despre cei ce n-am vorbit niciodată la aceste întâlniri. Noi vorbim despre autoritățile sovietice care au făcut calvarul, regimul totalitar, comunist, care au făcut calvarul acesta pe pământul basarabian. Și tot timpul spuneam că ia ca pe cei i-au deportat, pe cei i-au arestat, au scăpat aceia care s-au refugiat. Acum am citit niște date, cred că istoricii cunosc chestiile astea. În martie, când Ion Antonescu a dat ordinul de a se începe, fiindcă înaintea de acum frontul, de a începe refugieri, și au început refugierile, în aprilie a fost atacat, a fost torentele astea aeriene de anglo-americani, când a fost atacată din aer România. Și în primul rând Bucureștiul și Gara de Nord. Iarăși au pătimit basarabenii noștri care au început să se refugieze. Și al doilea moment, în Convenție de armistițiu din 12 septembrie 1944, care au încheiat România cu Uniunea Sovietică, era un articol, un punct în care se spunea despre repatrierea refugiaților, repatrierea cetățenilor sovietici. Și se punea întrebarea, dar ce sunt cetățenii sovietici? Aveți în vedere, e vorba de anul 44. Și atunci este lămurirea că cei
cei care erau un ucaz din 8 martie 1941 încă, în care, aprobat de Prezidiumul Sovietului Suprem a Uniunii Sovietice, în care se spune că acei cetățeni care la 7 noiembrie 1917 erau supuși Imperiului Țarist, indiferent că la 28 iunie 1940 erau cetățeni români. Aceștia se numesc cetățeni sovietici și au început o activitate, în septembrie chiar au început o activitate generală de a identifica și de a-i repatria pe băsărăbieni. Au fost trei etape. Aceasta era abuz acolo adică față de legislația României și chiar internațională și au fost trei etape de repatriere și din august 1944 până în septembrie 1946, adică în 2 ani, au fost repatriați 56.540 de oameni, cei drept repatriați iarăși prin Siberia. Și acum s-a vorbit aici de memorie mult, s-a vorbit despre ce că deportările au continuat, într-adevăr, n-au dovedit pe Cimișlieni s-a terminat în pași nou, 10 familii erau gata pentru 51, pe țară erau peste 130 de familii, pentru 52 erau pregătiți, iar 1700 de familii. Pur și simplu noi vorbim despre deportări în masă, când în a doilea val de deportări au trebuit 30 de eșaloane cu 1600 de vagoane, adică 45.000 de paznici la cei 35.000 de deportați, adică la fiecare 10 deportați reveneau 12 întreg și 5 paznici. Să nu fugă cumva gospodare. Asta e. Și ultimul moment, doamna Ana a vorbit, doamna Ana este fiica lui Kiril Matei, iată fotografia lui, acesta este unul din acei 23 de bărbați sau se mai numea grupul lui Samburski, Harlam P. Samburski, preotul nostru care la 43 de ani a slujit până în Pașun în biserica noastră și au fost numiți dușmani ai poporului, li s-au inventat niște vini acolo, motive de arestare, nu s-a întors niciunul și domnule ei a făcut mult, iată, a dus placa, a făcut un monument în cimitir în memoria celor 23 de bărbați, a adus și i-a scris și aici, dar ce vreau să spun, că m-am apropiat de o nepoțică a unui din acei 23 de bărbați și am spus, știi că am citit și am studiat dosarul bunelului tău, nu vrei să faci cunoștință? Nu vreau. Asta-i, știți ce doare? Noi am pus o placă de comemorare și pe biserică, pe perete bisericii, în numele lui Harlam, adică ca să ne aducem aminte de acel eveniment, atunci în iulie a fost lucrul acesta. Și tot așa, au venit 2-3, dar au fost 23 de bărbați cu soții, adică aveau soții, aveau copii, nepoți, astăzi trei nepoți, noi. S-a șters de memorie, dar principalul că îi propui și ei nici nu vor să citească, să facă cunoștință cu istoria stăpânirilor lor. Asta e. Propuneți primarului să facem regulă la monumentul lui Samburski, tatăl. Da, tatăl propuneți, este acolo. Da, așa, primarului, da. Ar fi bine să avem măcar o cărărușă, să avem în jurul acelui monument. Domnul da. Salar, o să discutăm la Asociația Istoricilor. Ce spuneți? O să le discutăm la ședința Asociației Istoricilor. Doamna Maria, ori acum propune sau, mă rog, hai să ne aducem aminte că din primul val de deportări acolo aproape toți bărbații, 80%, nu s-au mai întors din Siberia. Au murit și cei care au fost dus în Kazahstan, familiile lor. Nu mai sunt în viață doar câțiva copii aici care scriși peste 1200 de cetățeni scriși pe legile aceștia, nu mai sunt în viață. Eu propun să ținem un moment de reculegere în memoria lor.
Mulțumesc, doamna Anastasia. Mă bucură mult că alături de noi astăzi sunt reprezentanții ai administrației publice locale și îi ofer microfonul domnului Talmaci, președintelor Comitetului Executiv Raional Cimșiria. Poftim! Bună ziua, mulți stimații noștri cetățenii orașului Cimșlia, a raionului Cimșlia. Am vrut în discursul meu să vorbesc și despre istorie câte ceva, dar s-a spus foarte mult de acum și vreau doar să, încă o dată, să reiterez că astăzi comemorăm ziua de 6 iulie 1949, când a fost a doilea val de deportări, unde au fost deportate peste 11.000 de familii, peste 35.000 de persoane, dar astea sunt date oficiale care credem că ele sunt cu mult mai mari, aceste date. Cu părere de rău, istoria încă nu ne-a învățat pe toți, ca să nu mai repetăm ce aici noi vedem astăzi în Ucraina, ce se întâmplă. Regimul de la Kremlin repetă aceeași tactică de a introduce frică în populație, în societate, și de a distruge intelectualitatea, atât politică, cât și intelectualitatea omenească. Deci, ce mai vreau să vă spun, dragi cetățeni? Noi nu pierdem în viață totul atunci când pierdem bani, sau totul când pierdem chiar un membru al familiei noastre, dar pierdem atunci când îmi pierdem demnitatea de om. Deci, haideți să nu ne vindem demnitatea agenților celor care lucrează pentru regimul de la Kremlin și să fim cu verticalitate, să ne mândrim că suntem cetățeni ai Republicii Moldova. Prin această ocazie vreau să vă mai îndemn încă o dată și aici eu promit în calitate de președinte administrației publică. Voi face tot ce îmi stă în puteri ca Republica Moldova în octombrie să trecem cu brivo acest referendum inițiat de doamna președinte și să spunem toți într-un cuvânt pro-Europa, acolo unde este pace, unde sunt respectate drepturile noastre de om, de cetățean. Și să mergem într-un pas spre dezvoltarea Republicii Moldova, toți împreună. Și să nu se mai repete ceea ce s-a întâmplat cu 75 de ani în urmă, cel mai mare val de deportări. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnul Talmaci. Mă bucur foarte mult că astăzi, spre deosebire de alte dăți, mai sunt printre noi și tineri. Mai rar vedem acest lucru. Sperăm ca să aibă loc o schimbare, o mișcare, că îi vom putea atrage și pe ei în această societate și atunci când vom, din partea societății civile, vom iniția astfel de măsuri, vom avea și umărul lor, sprijinul lor și în felul acesta vom transmite acea durere acestui neam mult pătimit ca să nu fie uitat niciodată, așa cum se spune în Sfânta Scriptură, în vecii vecelor să se pomenească cei care au pătimit pentru că s-au născut și au trăit pe acest pământ. Iar acum vă rog frumos, va avea loc depunerea de flori și după aceea vă apropiați atunci după ce depuneți de măsuță și vă rog. Da, poftim. Nu puțin, vă rog. Și țineți microfonul cald. Referitor la istoria acestui monument, câteva cuvinte. Când s-a făcut monumentul, s-a făcut un concurs, l-a câștigat Gheorghe Postovanu. Monumentul e foarte reușit. El simbolizează strivirea capetelor, creierilor, a minții, strivirea voinței. Au fost multe discuții cum să numească, este un text, o denumire la început, în memoria victimilor represiunilor staliniste.
se propunea sfia represiunilor politice. Termenul politic este un termen mai larg. Să înțelegi că sunt represiuni economice și fel de fel de represiuni. Dar, până la urmă, s-a decis să concretizeze anume perioada lui Stalin, cu toate că Imperiul Rus, de când este statul moscovit, tot timpul au făcut represiuni și toate statele au făcut, dar nu în așa măsură. Represiuni, da, o pricină. Iată câteva cuvinte, o completare la ce s-a vorbit până acum. Noi suntem într-un moment de cotitură când trebuie să decidem oficial parcursul nostru sau direcția noastră de a merge spre Europa. Aș vrea ca lumea să conștientizeze că represiunile continuă și astăzi, în diferite forme. În perioada, ultima perioadă sovietică, mai erau represiunile când se dea Volce bilet. Iată, chiar în colectiv cu mine a lucrat unul Abramov, care avea așa o înscriere în cărcica de muncă, nu îl primeau nicăiure. În Gradiște era Tkachenko, la fel. Oameni care cu ceva n-au fost de acord cu regimul. Și acum, să știți că orice când o să găsească cozi de topor, de câine, care o să dorească să fie primari, să facă carieră și o să fie gata, sunt gata, n-au principii. Asta e cultura noastră. Asta e o parte din populația noastră. N-au niciun principiu. El este gata să-și vândă națiunea, interesul public și mai departe. De asta, dacă noi vrem să mergem spre Europa, dar vrem, eu sunt sigur că intelectualitatea, în primul rând, e conștientă de acest lucru, trebuie să muncim cu oamenii, să-i convingem, dar și noi să fim într-adevăr pe poziția valorilor europene. Mulțumesc pentru atenție! Bună ziua la toată lumea! Eu nu o să vorbesc mult, numai vreau să spun că bunicii mei din partea tatălui au fost deportați în 41, Popșoi Gheorghe, Vera, care nu mai scăstorise, și am vorbit mult, de multe ori, despre ei. Am scris și un articol în ziar, e o pagină întreagă, Gazeta de Sud, 3 ani în urmă. Și este publicat, cine a citit, dar în 49 au fost deportați bunicii mei, părinții mamei mele, Cebotar Fiodor, Cebotarul Sofia, Cebotarul Irina și Ion. Și vreau numai să spun un lucru, că bunica era la Basarabeasca. Bunelul, de acum a văzut că sunt și îi strâng și îi pun prin mașini, s-a ascuns. Și i-a luat pe copii. 16 ani, mătușa Irina, și moșul avea 19 ani. Au fost duși în Bureat Mangol, bunica, și la Basarabeasca se făcea lucrul ăsta, și s-a gândit, Doamne, trebuie să-i luat și pe ei mei. Și s-a dus la tren, era acolo un domn care avea lista și spune, luați-mă, luați-mă că copiii mei sunt aici. Cum vă-i familia? Ce bătari, Sofia? Ce vrei, mătușă? Nu ești pe listă la noi, du-te acasă. Dar ea plângea și stătea în genunchi la ei că s-o ia. Și-a luat-o și s-a dus prin toate vagoanele, cum nu se mai dădea voie sâmbăi. Dar când au fost dați, le-a dat voie ca să iasă afară puțin, atunci s-a întâlnit cu copiii. Bunelul Toadri a rămas la Cimișli. S-a ascuns. Casa lor a fost școala numărul 5 din Cogâlnic, apoi școala numărul 4. Clădirea veche este și acum, casa bunieilor mei. Nimeni nu mi-a dat o copeică, n-am primit nimic. Mulțumesc domnului Gimpu că ne dă lunar, primim 1000 de lei celor deportați.
7 copii am fost. 2 au murit în Kazahstan. Bunelul din partea tatălui de 46 de ani a fost în Ivdeldus și peste jumate de an a murit. Bunica un an de zile a trăit, dar din plânsul copiilor ei, care avea fiica, mătușa mai mică, 11 ani avea. Și tot timpul plângea că vrea acasă, vrea acasă, adică la Moldova. Dar domnul Gheorghe Șalaru a zis că cei care se nasc în Italia sunt italieni. Eu sunt născut în Kazahstan. Toată familia, toți 5 copii am venit în Moldova, dar suntem moldoveni scriși, suntem români. Mă bucur că ne-am întors înapoi la vatra bunieilor, străbunieilor, că părinții sunt din Cimișlia și puține lume s-a întors înapoi anume la vatră, că nu se dădea voie. Nu știu cum părinții mei se vede că au avut noroc că ne-am întors la pământul străbuneilor și răstrăbuneilor noștri. Dar bunelul din partea, părinții din partea mamei, să vă spun, s-au întors în Cimișlia, s-au construit o casă micuță care este și în ziua de azi și au trăit. Dar relația dintre bunica și bunelul n-au fost așa cum trebuia să fie. Erau reci unul față de altul. De ce? Bunica poate era supărată că eram copii și nu întrebam. Am întrebat părinții, de ce, mamă? Așa, bunica stingerită tot timpul, dar mama spunea, ei, că ea, adică atâția ani, a lucrat, l-a tăiat lemne. Sunt niște fotografii la mătușa mea, eu am să fac și am să le aduc la cum cară lemne, cum duc lemnele, este atât de lungi, doi. Nu pot să spun că erau maturi. Doi copii de 16, de 17 ani. A fost foarte greu. Dumnezeu să ierte pe toți și noi să trăim, să-i pomenim. Cu părere de rău, nepoții mei mâine vin, că nici de cum n-au putut azi, bunica, și nu sunt. Dar ei știu de monumentul acesta. Eu am fost invitată la liceu, la clasa a 8-a, a 9-a, și am vorbit despre deportările, adică exemple vii, prin ce au trecut părinții, prin ce au trecut bunei mei. Dumnezeu să ierte și vă rog, după ce depunem flori, să rămânem aici, să gustăm. Am preparat niște plăcinte și un pahar de vin, cine nu poate vin un pahar de apă, în memoria bunicului Vasile, care nici pe fotografie nu l-am văzut niciodată, că nu este. Casa a rămas, multe au rămas în casă, undeva poate și sunt sau s-au dat foc, numai unul Dumnezeu știe. Dumnezeu să ierte și noi toți să fim sănătoși. Sănătate multă, mulțumesc și mă iertați. Dar, cum a spus Grigore Vieru, ne-au trimis ca pe niște tâlhari, ne-am întors tot gospodari. Ne-au trimis ca niște jevini, dar ne-am întors tot creștini. Tot ca țară, tot ca neam, la pământul natal. Mulțumesc! Fotografia este acolo bune. Da, vă rog frumos, începem să depunem florile și răspundem rugăminții doamnei Natalia. Cineva, puneți-l, vă rog frumos.
care aprinde candela în căscioare. Lângă busuiocul ce măreu. Popșoi Vasile, Popșoi Mânăr, Popșoi Gheorghe, Popșoi Vera, Popșoi Ion. Și aici Ciobotar. Se-ntoarce acasă Dumnezeu. Doamne, cel din slăvile creștine, ce păcate oare ai săvârșit? Că te-au dus în și pe tine în Siberii fără de sfârșit. Doamne, cel din slăvile creștine, ce păcate oare ai săvârșit? Că te-au dus acolo și pe tine în Siberii fără de sfârșit. Toate Doamne de sus, cu plânteță măreață, chiar și pe cei care te-au dus în Siberii de gheață. Frigul ninge și-n pustiuri plouă, degerată este inima. Doamne, din nu mi-a fost nici nouă, fără sfatul și lumina ta. Doamne, intră și la mea chimie, și amândoi răniți și înghețați, să ne încălzim cu bucurie, unul lângă altul ca doi frați. Doamne, intră și la mea chilie, și amândoi răniți și înghețați, să ne încălzim cu bucurie, unul lângă altul ca doi frați. Toate le ies, Doamne de sus, cu plândeță măreață, chiar și pe cei care te-au dus în Siberii de gheață.